Bine v-am reîntâlnit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre drepte perpendiculare. Matematică clasa a 6. Pentru început ne propunem să punctăm câteva aspecte importante legate de perpendicularitate. Avem următoarele definiții. 1. Prin drepte perpendiculare înțelegem două drepte concurente care formează un unghi de 90 de grade. 2. Două drepte concurente care nu sunt perpendiculare se numesc drepte oblice. 3. Se consideră o dreaptă și un punct exterior acestea. Punctul de intersecție dintre perpendiculară adusă prin punctul dat la dreapta dată se numește piciorul perpendicularei duse din punct la dreapta. 4. Prin distanță de la un punct exterior unei drepte date la aceasta, înțelegem lungimea segmentului determinat de punct și piciorul perpendicularei duse din punct pe dreapta. În figura alăturată, cunoaștem faptul că dreapta de 1 și dreapta de 2 se intersectează în punctul A, reprezentat prin roșu, și faptul că unghiul format dintre dreptele de 1, reprezentată prin culoarea verde, și de 2, culoarea albastră, formează un unghi de 90 de grade. Atunci scriem că D1 este perpendicular pe D2. Să vedem în continuare, în figura aceasta, cunoaștem următoarele aspecte. Un punct A din plan, simbolizat prin culoarea roșie, care nu aparține dreptei D reprezentată prin albastru, astfel încât dreapta AD să fie perpendiculară pe dreapta D mic, AB intersectat cu dreapta D mic, să fie punctul notat B mare. Atunci acest punct B mare, reprezentat aici în figură, se numește piciorul perpendicularei dusă din punctul A mare la dreapta de mic. Tot în această figură putem să dăm sens distanței de la punctul A mare la dreapta de mic ca fiind egală cu lungimea segmentului de capete AB, adică lungimea segmentului A mare, B mare. O aplicație în acest sens se consideră două unghiuri adiacente suplimentare. Demonstrați că bisectoarele interioare ale celor două unghiuri sunt perpendiculare. Demonstrație. În figura de mai jos, considerăm unghiurile adiacente suplimentare, anume AOB, respectiv BOC. Acestea fiind adiacente și suplimentare, înseamnă că au o latură în comun și suma măsurilor celor două unghiuri este egală cu 180 de grade. Așadar, acest lucru l-am reprezentat în figură, sub această formă. Cu roșu vom reprezenta bisectoarea unghiului BOC, semidreapta ON, cu verde se reprezintă bisectoarea unghiului AOB, semidreapta OM. În acest fel, unghiurile CON, respectiv BON, vor fi congruente, la fel unghiurile BOM și MOA congruent. Asta înseamnă că dacă notăm cu numerele 1, 2, 3 și 4 unghiurile formate, adică cu 1 și respectiv O indice 1 unghiul NOC, O indice 2 unghiul NOB, O indice 3 unghiul BOM, O indice 4 unghiul MOA, obținem următoarele relații algebrice. O1 egal O2 ca unghiuri, apoi O3
egal O4, la fel, și O1 plus O2 ne dă unghiul BOC, respectiv O3 plus O4 ne va da unghiul BOA. Din faptul că AOB plus BOC egal 180 de grade și relațiile anterior prezentate, deducem că suma unghiurilor O1, O2, O3, respectiv O4, este 180 de grade. Această sumă se poate scrie ca de două ori suma dintre unghiul O2 și unghiul O3. Așadar, suma aceasta a unghiului O2 cu unghiul O3 este egală cu 90 de grade. Dar O2 plus O3 reprezintă de altfel unghiul, suma dintre unghiurile NOB și BOM, adică unghiul NOM, a cărui măsură este de 90 de grade. Așadar, OM devine perpendicular pe ON.